Volumul intitulat Suntem ce sunt amintirile noastre a fost lansat și la Deva, municipiul de reședință al județului Hunedoara, fiind a doua localitate din țară după București. În fața unui public numeros, maestrul Marin Moraru, cu roluri memorabile de teatru și film, a vorbit atât despre volum, dar și despre preocupările sale din ultima vreme, precum și de legăturile sale cu județul Hunedoara. Am fost la Brad, la Chișcădava, la Hărțăgani. Aveți ceva rude la Hărțăgani? Da, soția mea are, da, și am fost și eu acolo. Și e plăcut, e un teren mirific. Acest tărâm nemaipomenit, e inima țării. După lansarea oficială, actorul a oferit autografe pe volumul său timp de minute bune, coada fiind ca pe vremuri când Marin Moraru juca alături de Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Draga Olteanu Matei sau alții monștri sacri ai scenei românești. Un maestru, o carte și un public minunat. Trei lucruri de care ne-am bucurat în această seară în cadrul Salonului Hunedorean al Cărții. Începând de astăzi, maestrul Marin Moraru intră în marea familie a Bibliotecii Județene, alături de mari personalități care ne-au trecut pragul: Alex Ștefănescu, Dorin Uritescu, Principele Radu, Mircea Vintilă, Ducu Berții, Ion Caramitru și mulți alții. Este un cadou minunat pe care l-a făcut nouă celor din Deva. Îl vom aștepta și cu alte lansări pe care să le facă, bineînțeles, cu ajutorul Bibliotecii Județene. Lansarea de volum a avut loc în cadrul ediției din acest an a Salonului Hunedorean al Cărții, care s-a încheiat duminică. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Județeană Ovid Densușianu și Consiliul Județean Hunedoara.